Bun, avem gălețile gata pentru omogenizare. Sămânța de miere cremă e deja pe fundul găleților, se observă în unele s-a ridicat. Așa, avem 7 găleți. Am vrut să fac 8, dar a început să curgă un pic de impuritate de ceară și am întrerupt. Așa, deci vor fi 7 găleți care le omogenizăm și o să vă arăt acum cu îngăduința dumneavoastră, vă rog să dați sonorul un pic mai încet ca să nu vă deranjeze, fiindcă va face un pic zgomot, dar să vedeți exact cum se omogenizează și asta vom face timp de 3 zile, se poate face și de mai multe ori pe zi. Eu am ajuns să fac doar o dată pe zi și am văzut că funcționează, deci nu e obligatoriu să faceți de mai multe ori pe zi. În prima zi e cel mai ușor, fiindcă mierea are o consistență moale, dar pe urmă o să se întărească în masa ei. Bun, dați un pic mai încet sonorul. Uite că am reușit să-l fac curios și pe fiul meu. Să vedem, poate în câțiva ani mă ajută și el și dacă vinde miere, dă tati și partea lui din miere. Și uite așa învățăm să ne responsabilizăm puțin. Și cam asta e acum, încă n-are consistență, fiindcă n-a apucat să cristalizeze, doar ce am omogenizat. Dar în zilele următoare, tot mai mult din mierea lichidă va cristaliza și va cristaliza după sămânța pe care am pus-o. Cei care n-au văzut partea întâi, vă recomand să căutați partea întâi la acest film. Acolo explic cum se face acea sămânță și o să observați și ce consistență are și mai multe detalii. Deci cam asta e tot. Acum în fiecare zi trec și cel puțin o dată pe zi, bine ar fi de un două ori să zicem, omogenizez și undeva în 3 zile să zic așa, vom vedea exact, va cristaliza în toată masa și va rămâne așa o cremă fină pe care pe urmă după concediu o să încercăm să o dozăm în borcane cu dozatorul Nassenheider. Sper că o să vă folosească acest film. Eu vă încurajez din tot sufletul să începeți să faceți miere cremă în casă și să introduceți sorturile de miere cremă în lista dumneavoastră de produse pe care le vindeți din stupină. Cel puțin din sorturile de miere care cristalizează repede, floarea soarelui, poliflora asta de fâniață, de ce o fi rapiță, merită făcut miere cremă și început să
promovăm acest tip de miere, fiindcă unul la mână e o miere extraordinară, au un gust foarte interesant, nu curge de pe pâine, o să aprecieze familiile cu copii, fiindcă altfel le pot unge mai bine mierea pe pâinea cu unt. Și totul este pe plus. După ce vă obișnuiți să o faceți, eu zic că o să meargă treaba bine. Mulțumesc că urmăriți filmele stuparu.ro, mulțumesc că susțineți magazinele noastre și magazinul online. Eu vă salut cu căldură și vă urez ca de obicei multă sănătate și nu uitați, stuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Iar acum continui la toate gălețile.